Construcția are ca scop implementarea unei invenții din fizica mecanică făcută de Leonardo da Vinci în domeniul roților dințate. Roata dințată a fost inventată de Arhimede cu 300 de ani înainte de Hristos. În jurul anului 1500, în perioada renașterii din Italia, Leonardo da Vinci a inventat roata felinar. Aceasta este formată din două discuri, între care sunt montate mai multe bare, care sunt dinții roții. În acea perioadă, roțile cu dinți au fost în principal folosite pentru a transmite puterea apei, a vântului, a cailor și a oamenilor, către procese de pompare și mecanice din mori și minele de minereuri. Roțile din construcție se numeau roata coroană și roata felinar și erau în întregime făcute din lemn. Nu erau foarte rezistente și suportau o sarcină mică, lemnele crăpându-se ușor. Acestea au fost folosite încă 250 de ani până când a apărut puterea aburului și roțile din metal. La acea vreme, Leonardo a folosit invenția la transferul mișcării axiale de rotație de pe o direcție de rotație pe altă direcție de rotație, folosind două roți care se conectează la un unghi de 90 de grade. Angrenajul a străbătut veacurile, s-a transformat și astăzi roțile sunt calculate atent, conice, dințate, metalice și dispuse la diverse unghiuri în funcție de necesități. Roata felinar de atunci este și astăzi folosită în mecanismele de ceas și morile de apă. În cazul oricăror două roți dințate care sunt cuplate într-un angrenaj, roata dinspre care vine mișcarea se numește roata activă, iar roata către care se transferă mișcarea se numește roata pasivă. Roata activă face ca roata pasivă să se învârte în sens opus. Acest angrenaj are și funcționalitatea de reductor de viteză de rotație. Roata felinar fiind cea care funcționează la o viteză mai mare de rotație decât roata coroană. Această diferență de viteză apare datorită diferenței de diametru între cele două roți. Roata felinară activă are 8 dinți, iar roata coroană pasivă are 12 dinți. Raportul dintre dinții celor două roți dă raportul angrenajului. 12 supra 8 este 1,5, sau un raport de 3 la 2, ceea ce înseamnă că la 3 rotații ale roții mici, roata mai mare se învârte de 2 ori. Construcția este una simplă, făcută din materiale ușor de obținut. Paie, creioane, scobitori, bețigașe, lipici cu proprietăți flexibile, morișcă de vânt. Materialele sunt de asemenea și ușor de ansamblat. Mișcarea de rotație este transferată de la axul vertical către axul orizontal pe care se află morișca. Axele făcute din paie se învârt în lagăre făcute tot din paie. Lagărele sunt ținute fixe de un turn făcut din creioane cu gumă și bețișoare. Structura de rezistență a turnului este dată de modul în care sunt lipite bețigașele pe creioane și între ele. Roțile sunt făcute din cauciuc, iar dinții acestora din scobitori. Dinții stau fixați în cauciuc și cauciucul pe axe, datorită proprietății de puternică aderență a cauciucului. Roțile au putut fi făcute din cauciuc, un material cu rezistență mai mică decât lemnul sau metalul, pentru că acestea nu folosesc la transferul unei puteri foarte mari între axe. Roțile sunt menținute cuplate în timpul rotației prin prezența unui bolț metalic făcut dintr-o capsă de foi. La mișcare, axele vibrează în lagăre și gumele au rolul de a prelua vibrațiile și a nu lăsa turnul să alunece. Vibrația este preluată și atenuată și de construcția roților. Cauciucul atenuează ciocnirile dintre dinții celor două roți. Ciocnirile au loc datorită jocului dintre dinții celor două roți. Acest spațiu este necesar în orice angrenaj de roți dințate pentru ca roțile să nu se blocheze sau să creeze frecare.
Dacă însă acest spațiu este prea mare, roțile își pierd cuplajul și roata activă nu mai învârte roata pasivă. Angrenajul cu roți de pe vremea lui Leonardo este pus în mișcare de un motoraj de curent continuu din zilele noastre, formând astfel împreună cu morișca un ventilator. Motorul este cuplat cu un cauciuc la axul vertical. Acesta este alimentat de la un depozit de baterii. Circuitul electric este format din baterii, întrerupător, motor și conductori electrici. Motorul este fixat în poziție verticală într-o țeavă de plastic cu ajutorul unor cauciucuri. Țeava de plastic este tăiată orizontal pentru că axul motorului să fie menținut perfect vertical în timpul rotației când motorul funcționează. Cauciucurile din țeavă preiau din vibrațiile motorului și fac sistemul mai stabil. Întrerupătorul conectează bateriile la motor. Transmiterea de putere se face dinspre axul vertical către axul orizontal. Puterea motorului este transmisă prin axul vertical, transferată prin angrenajul de roți către axul orizontal, care învârte o morișcă. În industrie, această transmisie de putere se face invers, dinspre axul orizontal învârtit de puterea apei sau vântului, ca în cazul morilor de apă, hidrocentralelor sau centralelor eoliene, către axul vertical, care este folosit în diverse funcționalități, printre care și acționarea de generatoare de curent. În acest fel, motorul se transformă dintr-un consumator de curent din baterie într-un generator de curent, curentul care iese din el putând să aprindă un bec. În acest caz, puterea naturii, vântul, învârte încet roata mai mare, care apoi, datorită diferenței de diametru, transmite o rotație mult mai rapidă roții mai mici. În acest caz, datorită modului în care se transferă puterea, construcția aceasta funcționează ca un ventilator.